în continuare prezentarea revistei și lansarea în același timp a revistei Arcadia. Dumneavoastră ați primit-o acum dimineață. Ieri a venit proaspăt tipărită prin bunul nostru prieten și colaborator și consilier al revistei, Ilie Chelaru. Vă rog, domnul Ilie, vă rog frumos aici și o invit și pe doamna Angelica Herac de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, se alătură, după aceea urmează lumea ei. Și aș vrea să îi transmit de pe acum, prin doamna Angelica, să-i transmitem domnului director Gheorghe Sunea de la Centrul Județean, mulțumirile noastre pentru ajutorul pe care ni l-a dat pentru a organiza această tabără. Revista noastră, după cum vă știți, de ani de zile, o prelucrează și o editează Ilie Chelaru. Am avut o decepție anul trecut cu primul număr, care, cu toate că l-am primit, noi nu l-am mai cunoscut, pentru că acel număr nu ne-a reprezentat revista noastră și nici revista Cenacul. Această revistă pe care am fondat-o în 2007 este revista Cenacul Literar Virgil, birou al Casei de Cultură. Și cineva a început să schimbe și literatura și pe aici ne-a umblat prin ea și plus de asta nici nu ne-a consultat în privința materialelor pe care au fost publicate. Cu toate că cineva ar fi primit așa, dar nu ne-a anunțat. În numărul acesta a revistei, deci l-am numărul 2 și 3 pe anul ăsta, prin aceeași revistă, datorită faptului că în prima jumătate a anului toate localitățile au fost ocupate cu alegerile locale, nici noi n-am putut să pregătim materiale pentru revistă, că am avut și alte sarcini pe linie de serviciu. În această revistă, iată, Gabriela Șerban scrie despre Arcadia noastră. La ziua eroilor Ion Țepeneu, semnificația zilei de 9 mai în istoria poporului român semnează profesor Simona Frața. Economia Aninei, volumul 1 și 2, colaboratorul nostru și prietenul nostru, Andrei Butnaru, care, cu toate că are o vârstă foarte fragedă, n-a putut să vină pentru că e plecat la bunici. Corala Grăincerii Văii Văstre, pe care am avut-o la Anina într-un concert pre-pascal și organizat împreună cu părintele Alin la biserica noastră, Sfinții Împărați Constantin și Elena, semnează Maria Chiper. De veche pentru Eminescu, la ediția din acest an, am semnat-o eu. Am amintit despre prietenul și colaboratorul Casei Orășenești de Cultură din Anina, Vornica Horațu. Unii dintre dumneavoastră l-ați cunoscut cu diferite ocazii, cu spectacolele pe care le-a adus în orașele dumneavoastră. Și bineînțeles că și Casa de Cultură a avut o colaborare foarte bună cu Casa de Cultură de la Reșița. Vornica Horațiu ne-a fost și un prieten și un colaborator bun. Unii dintre noi am fost să-l conducem pe ultimul drum. Și să știți că am rămas foarte surprins. Acest om a făcut atâtea de multe pentru Caraș Severin și pentru Reșița. Și am fost numai o mână de oameni. Domnul Biță știe că a fost și dumnealui. Nu știu dacă am fost în total 50 de persoane. Nu știu. Deci, mare parte am fost noi care lucrăm în cultură și restul nimic. De asemenea, i-am publicat lui Mircea Croitoru două poeme. Toma Babu a continuat cu rubrica lui Cum am devenit aninean. Maria Anițu, prietena noastră de la Timișoara, Anina Express. Domnul profesor Ion Nicolae Centra de la Belgrad, de la Oravița, Belgrad, o vacanță de o zi.
Poezie contemporană tărășană, Ion Moșteoru și Petre Bunjărzan. Craina Bărățeană o semnează profesor Ana Aurelia Căprioru Ernescu. Și bineînțeles că aici avem și o publicație a doamna profesor Cornelia Edițoiu de la Oradea. Domnul Iacob Foia, George Porduc, trei aniversări importante. Îl avem pe colegul nostru Costel Stancu cu câteva poeme. Domnul George Scânteie și dumnealui Dumitru Buțoiu, lui Eminescu, are o poezie foarte frumoasă și el, Ion Rășinarul nostru, Laurean Lodoabă, pe care îl așteptăm să vină, sper că nu s-a întâmplat nimic, avea băiatul de la Viena și, deci, dacă nu, e ceva deosebit, din, dacă nu, o să-mi dea un telefon. De asemenea, avem o nouă membra Cenatului Literal, Virgil Birou. De fapt, ea a și colaborat cu ani în urmă la Cenatul Mihai Norbac din Oravița, unde a fost director Mihai Moldovan. Ida Nicoleta Ene, Costel Simedrea, prietenul nostru, Teodora Bișan, care e stabilită în Anglia, Ana Maria Răducu, o fată de pe lângă Timișoara, de fapt a făcut școala la Timișoara. Avem o pagină cu poezia în grai bănățean, Elena Burchescu și Iancu Almăjan. Acum, pentru cei care nu au fost ieri la deschiderea taberei, mi s-a comunicat că domnul Iancu Almăjan a ținut foarte mult să vină la noi. Chiar îmi spunea la ultima întâlnire cu el, acum vreo două săptămâni la Reșița, zice, eu vin îmbrăcat, așa cum știi tu, în costumul ăla meu național. O să vin până la intrarea în Anina, unde eu vin scola, și o să stau pe marginea drumului să le fac semnul ăștia, văd, mă ia până la Anina sau nu mă ia. Ei, dânsul e foarte bolnav. Și Costel Simedrea ne-a zis că a făcut o comoție, da? Da, da, e bine, e bine. E bine, dar n-a putut să vină la Anina. Și încheiem cu Marian Drumun concursul de director. Stimați colegi și stimați prieteni și stimați colaboratori, anul viitor, revista noastră împlinește 10 ani de la fondare. Cum am spus și anul trecut la tabără, cei care sunt invitați aici, că sunt colaboratorii principali, că sunt numai prieteni de o viață cu activitatea culturală și literară a orașului Anina, de pe acum vă rog să vă scrieți impresiile dumneavoastră când ajungeți acasă și să ne trimiteți pe adresa revistei, pentru că în primul număr al revistei de anul viitor să cuprindem și aniversarea celor 10 ani de apariție neîntreruptă a acestei reviste. Despre revista noastră îl rog pe domnul consilier să spună câteva vorbe, că i-am spus eu că noi suntem de acolo aici. Odată când noi avea, odată când noi putea și odată după moartea mea. Bine, avem toți semnuna și vă vede. Nu mai e o laudă. Ce să vă zic? Revista este oglinda noastră, ca orice revistă. E oglinda celor care scriu. Și important este că apare. Gândiți-vă că orașul de tare care se ușuie, nu are nicio revistă clipă de casă. De când anii n-are. Diferența o fac oamenii. Asta e cel mai bun exemplu. Diferența. Dacă la Sepeș, de exemplu, sunt mult mai multe resurse, sunt și scriitori, cu un nucleu destul de mare, dar nu este unul care se o fac. De asta e de laud. Rest, tot m-am sfătuit cu mine și am zis la concluzia că undeva trebuie să reflecte Anina și pe scriitorii originari de aici sau care locuiesc aici. Și pe de altă parte există o deschidere. Și deschiderea se vede în zona de poezie, în care sunt prezenți mulți dintre dumneavoastră. Cred că e o binare fericită și pe viitor vă invit să colaborați la această revistă care nu e România Literară, dar are suflet. Și cred că este cel mai important lucru. Mulțumesc! De fapt, la această revistă, cu toate că suntem destui creatori în Anina, nu toți poate să vină, dar domnul Georgescu, domnul Văcaru au o anumită vârstă. Unde
suntem o mână de oameni, adică un grup de oameni care lucrăm la această revistă. În primul rând, vreau să spun că, iată, cel mai mare ajutor e Maria Chipăr, adică soția mea, care îi spun, te îmbraci și vii la club și te uiți pe materiale, poate greșel de ortografie. Manier o prezintă. E domnul, Rosian, Reșinaru, și el din când în când mai pune numărul la această revistă. Păi Maria Bilerică, care și ea ne mai ajută la calculator, deci suntem o mână de oameni. Dar cel mai greu lucru este când primim pe adresa revistei scrisori, adică materiale scrise de mână. Trebuie să mai și ne uităm să le descurșim, că nu toată lumea are un scris mai citeț așa. Și atunci ne concentrăm. Dom'le, hai să vedem ce e aici, ce nu e aici, ce poate e o greșeală și acolo. Deci și noi ne confruntăm. De a face o revistă nu e ușor. Unii mai vin și mă întreabă, ai scos revista? Dar nu spune, măi, vin și eu acolo să pun număr. Deci oricum le mulțumesc pentru dăruirea cu care au dat dovadă și ne sprijină în realizarea acestei reviste. Colaboratorilor, dorim și dumnealor să aibă multe, multe succese pe linia literară. Și acum trecem la următorul punct, prezentarea revistei de DEA, o revistă foarte bine concepută și este foarte bine pusă la punct de către prietena noastră, Angelica Hera, este și reprezentantul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Angelica, te rog. Da, mulțumesc. Mulțumesc domnului Mihai Chipăr, prea părinte, stimați invitați. Bună ziua! Mă bucur tare mult că suntem aici de prieteni. Prieteni ai poeziei, ai prozei, ai literaturii în general. Și, așa cum menționa domnul Chipăr, m-am putut de calitate de reprezentant al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș-Severin. Și pe această cale transmit salutul domnului director profesor Gheorghe Cunea și toată considerația dânsului, felicitările de rigoare pentru cât de curând aniversare a revistei, pentru aceste colocuri banatice care, iată, se derulează de ceva vreme și e un lucru bun. Și, bineînțeles, ca să prezint revista Nedea în calitate de redactor șef. Mă bucur că această revistă, iată, începe să fie din ce în ce mai cunoscută. Nu spun cu față modestie, ci doar prin prisma faptului că la început am avut oarecare reține. Domnul Chipăr știe și majoritatea dintre dumneavoastră care sunteți aici, că majoritatea sunteți și colaboratori ai revistei Nedea. Atunci când domnul director Cunea a hotărât ca această revistă să ia naștere, nu știam nici numele, nu știam exact cum o să se numească, doar voiam să fie o revistă de cultură tradițională exclusivă. Domnul director a și botezat-o, i-a găsit acest nume. Cu siguranță este cel mai potrivit, pentru că, iată, ne duce cu gândul și la sărbătoarea noastră a pălmețenilor Nedea, Nigea, Nigea și așa mai departe. Dar ne plasează și geografic, adică să se știe că este aici în Banatul de Munte. Este emblematică pentru centru, așa cum spuneam, firește alături de revista Reflex, care are deja ani buni în spate. Noi suntem poate mai mici, dar vrem să creștem la fel de mult. Colectivul nostru de redacție încep cu sfârșitul, ca să spun așa, dar o fac în mod intenționat și conștient, pentru că, așa cum spunea și domnul Chelariu, oamenii fac diferența. Am întropit un colectiv destul de mic, numeric vorbind, dar de nădejde, zic eu. Domnul director al revistei centrului, Gheorghe Cunea, eu, Adela Lungu și profesor de limba română la Reșița, prietenul nostru al multora dintre noi, Nicolae Ilunia, publicistul, omul de cuvânt,
Și nu în ultimul rând, cel pe care îl apreciem foarte mult și de fiecare dată apelăm cu încredere, consilierul editorial George Jurna. Consilier editorial aici, dar directorul al editurii filmică. Bine și ta. Dumnealui ne-a sprijinit foarte mult, în mod special pe mine, ca redactor șef, această funcție m-a obligat cumva, m-a responsabilizat. Recunosc că nu știam foarte multe la momentul respectiv, cum că acum aș ști de toate, mai avem de învățat. Însă a fost o experiență și este o experiență continuă, o experiență din care putem să învățăm să fim mai buni în multe, nu doar așa, în literatură și în viață. Avem ca fiecare revistă care să respecte niște rubrici. Domnul Jurma așa zis de la început, trebuie să fim ordonați, disciplinați în mod foarte bine. Ca un elev silitor ce sunt, m-am conformat și am creat aceste rubrici de care vrem să ne ținem. Plus minus de la fiecare, la fiecare număr mai îmbogățim sau știu eu, dacă nu avem materiale, înlocuim cu altceva. Am ajuns la numărul 7, apare de două ori pe an, ianuarie, iunie, iulie, decembrie. Totdeauna avem o pledoarie pentru identitate, adică ne spunem păsul cam ce cuprinde numărul și cam ce are de gând revista, deși aici este scris foarte clar că revista ne treia luat niște din dorința expresă de a se compura în paginile ei, identitatea tradițională a acestui colț de rai în limba. Iată, acest lucru l-am scris în 2013, când a apărut primul număr, îl menținem. Apoi, tradiții și obiceiuri, tradiție și modernitate, literatură și tradiție, memoria locurilor, mit și mitologie, lada cu zeste, oameni și locuri, pâinea pămețeană, conviețuiri, rostul vorbei, raftul cărți și evenimentele Centrului de Cultură. În acest număr 7, pentru că acesta este cel recent și voi vorbi cu precădere despre el, domnul Jurma face această pledoarie și avem de vreo două numere, ne-am propus să fie tematice. Am tratat printr-o anchetă a revistei Tradițiile Urbane, un subiect interesant, dar foarte, foarte generos și destul de complicat. Dumneavoastră industrie, oraș, mentalități urbane. Apoi, despre ancheta propriu-zisă de la Lungu și face un articol Meșteșugul Tradiționale Urbane. Apoi, Gheorghe Secheșan, tradiții urbane, cu semnul întrebării. Gheorghița Percea, istoricul Reșiței până la 1918, tradiții industriale reșițene. Nicolae Elimia, regrie pentru coșurile Reșiței. Simona Sandu, aspecte ale activității meșteșugărești în orașele bănățene. Profesorul Nicolae Magea, tradiție meșteșugărească la Reșița, literatură și tradiție. Profesor Adela Dudaș Vasile, meșteșuguri urbane în proza lui Solin Chitel. Mit și mitologie este o rubrică permanentă întreținută de domnul doctor Mircea Tapan de la Muzeul Urban Primontan din Reșița. Simbolismul solar, partea a doua. Adela Cușină, Mircea Iliade, 30. Tradiții, obiceiuri, Iosif Băcilă, obiceiul sânzienilor, Valea Amășului, poezia sânzienelor. Florina Maria Băcilă, doctor, originea termenului sânziene, perspective teologice. Alin Turculescu, un tânăr care, culmea, se ocupă de literatură, dar iată că l-am reușit să-l putem. Are studii economice și mai mult de atât este și interpret de muzică populară. A cules niște cântece din Valea Amărului foarte interesante. Memoria locurilor este creionată de Rudolf Gref, Cruci în cimitirele Banatului Montan, de Ervin Iosef Țigla, Un gând la început, despre o carte cu aceeași tematică. Preotul Iosef Ceava Pal, Crucea, semnul credinței noastre. Tradiție și modernitate, Ionel Bota de la Oravița, Paradoxul și revelația în etnografia Banatului, Edith Cobianski de la Timișoara, caracterul tradițional unic în arta europeană a iconostaselor din Banat, Identitatea cărășeană, tot Ionel Bota, mica enciclopedie muzicală cărășeană, partea a doua, Nunta în satul Valea Borbașnița, Ionela Dobilescu și Ana Aurelia Căpilor Erimescu, Cuina Bănățeană, ne ocupăm și iată de aspectul mai imediat, Iasmina Adriana Stanciu, Wolfsberg, preparate culinare specifice și domnul doctor Iosif Badescu vorbește despre tradiționala răchie într-un context așa mai, mai personal.
Oameni și locuri, domnul profesor dr. Alin Pelicnea din Armăj, retras la pensie la Petrovici, ne dă niște detalii despre revista Armăjului ca organ de cultură și educație la 1931 și despre profesorul Constantin Nedelcu, în mod special. Vasile Bogdan de la Timișoara, atât de bine cunoscut, de noastre pierd, dacă nu ne știm păstra, o parte a treia unui material. Nicolae Ilimia, un demers cultural autentic, conviețuirile nu lăsăm deoparte nici minoritățile conlocuitoare, Vasa Lupulovici, scut istoric al sârbilor din România, Rostul Vorbei, o rubrică permanentă a domnului profesor Vasile Ionită, pe care îl avem colaborator de nădejde, despre Torină și altele, Maria Gherguță de la Caransebeș, cuvinte dialectale părnățene culese de Lucian Costin, Zina Greoneanț, străbunica Măliuța, este o proză scurtă, foarte interesantă, de la prietena noastră din Banatul istoric Zina. Raftul cu cărți, avem prezentare de publicații recente și nu numai, în domeniu și, bineînțeles, așa cum spuneam, evenimentele centrului de cultură. O să mai am două lucruri de spus și cu asta închei. Colaboratorii noștri, așa cum ați auzit numele lor, sunt personalități în domeniu, oameni care au venit cu sufletul deschis la revista Nerdea și le mulțumim de fiecare dată, oameni care deja scriu la alte publicații, dar iată s-au aplicat și înspre cultura tradițională. Revista Nerdea a determinat și niște fenomene și acest lucru ne bucură, tot la sfatul domnului Jurma, ca să fiu foarte sinceră, dumnealui iarăși a precizat, dintr-un început, că o revistă trebuie să, sau orice publicație, dar mai ales o revistă, trebuie să determine niște lucruri. Adică nu o scrie numai ca să o scrii, să fie scrisă și cineva să o citească, ci să aibă un eco mai, mai cu bătaie lungă. Și atunci, iată, anul trecut a fost prima ediție a colocvilor revistei Nerdea la Herculane. Sperăm că Domnul Dumnezeu să le organizăm și anul acesta, nu știu dacă reușim tot în luna septembrie, cum ne-am propus din motive obiective, dar oricum acest an nu se va încheia fără a organiza aceste colocvii. Și câteva cărți apărute tot atât de membrii colectivului de redacție, dar și de către alții, fapt ce nu poate decât să ne mulțumească sufletește, că într-adevăr, așa cum se spune în cultură, nu sunt foarte mulți bani, dar dacă îi gospodărim cum trebuie, ne străduim să facem ceea ce trebuie, ia să lucruri frumoase. Vă mulțumesc tare! Acest fapt, îl avem aici alături de noi pe domnul Tibi, care este de la o asociație civică și dânsul s-a oferit să ofere câteva diplome de excelență la o parte dintre cei care au contribuit în realizarea acestei tabere. Și mai mulțumim pentru că ne-a mai sprijinit și în alt mod de bunul mers al activității noastre, care ne-a fost bine ajutor la Casa de Cultură. Mulțumesc, mă simt onorat să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră. Vreau să vă spun un citat al cardinalului francez Louis de Bonald, care spunea că literatura este expresia societății, așa cum cuvântul este expresia omului. Prezența a numeroase personalități în acest domeniu în sală denotă faptul că avem o societate deosebit de expresivă, și vreau să ofer câteva diplome de excelență celor care s-au implicat în organizarea acestui frumos eveniment cultural. Domnului, în primul rând, domnului primar, Gheorghe Românu, care este în concediu, așa că o să las. Domnului viceprimar, Corinel Ungureanu. Domnului Ilie Chelariu. Să vedem.
dumnealui, că el se ocupă cu alte... Domnule Mihai Chiper, nu lasă vă Doamnei Clara Maria Constantin, este bibliotecara județului Cara Severin și domnului Gheorghe Zonea. Doamnei Maria Pinerică. Și domnului, și nu în ultimul rând, domnului